extraordinar de frumos. Și revenim cu aceeași întrebare pe care i-am pus-o lui Cătălin puțin mai devreme, referitoare la scenă. La ce vârstă v-ați urcat voi prima dată pe scenă? De fapt, tu? Cred că eram în clasa 8-a. Abia am descoperit talentul, adică știi cum se spune, cântam și așa, nu mă băga nimeni în seamă. Noroc a venit o altă doamnă profesoară de muzică, Alina Perniu se numește. Mi-este foarte dragă pentru că ea este cea care m-a descoperit. M-a îndemnat să merg la un concurs, în urma căruia am obținut premiul 3 și așa m-au descoperit anumiți profesori de la Dinu Lipati și așa am ajuns să studiez muzica. Până atunci n-am avut nicio întâlnire cu muzica, nu a cântat nimeni în familie, poate că nu-i cunosc eu. Ce frumos! În cazul soțului meu este diferit, el este din Moș-Strămoș, talentul s-a moștenit doar la el. Din Moș-Strămoș. Bunicii mei erau lăutari vestiți de acolo, din zona Olteniei, și mama mea, cântăreață, și m-au luat după ei, la nuntă. Așa cum se obișnuiește. Au văzut, da. Au mergi văzut cu noi, mamă. Mergem acolo. Da, da, da. Au văzut că îmi place. Asta de foarte mic? La 6 ani. Yes. Și au văzut că îmi place, m-a dus la școală și... Ai studiat vioara din prima sau...? De la 6 ani, da. Am înțeles. Tatăl tău cânta cu vioara? Nu, tata nu cântă. A, doar mama? Bunicii cântă, bunicii. Mama cânta cu voce. Super. Acum nu mai cântă, că nu mai cântă. Foarte frumos. Da. Deci... Există posibilitatea de a te naște cumva, fără să ai vreo legătură cu muzica, sau există posibilitatea să fii din Moș-Strămoș, așa cum ai zis tu, și să duci, să duci talentul mai departe. La tine, Cătălin, cum este? Cătă? Tot din Moș-Strămoș. Tot din Moș-Strămoș, la mine, decât tatăl meu cântă la vioară. Da, salutăm pe domnul Cătălin. Bunicii n-au cântat, frații tatălui meu nu a cântat, n-a avut nimeni legătură cu muzica decât tatăl meu și de aici am moștenit și eu. Exact, are dreptate Diana. Deci eu m-am născut cu muzica în casă, cum s-ar spune. Da, toți îl cunoaștem pe Cătălin și de fapt toți cei din Pitești sau din județul Argeș știm că de foarte, foarte mic și-a luat țambalul și a plecat așa, mergea pe la evenimente, pe la anunți, în lume. Și el e așa, este foarte timid, dar de fapt nu este timid în momentul în care începe să și arate talentul la țambalul lui fermecat. Și totodată este un om foarte bun, asta pot să spun eu. Este un coleg excepțional și extraordinar. Mulțumesc, eu nu pot să spun asta decât te las pe tine și pe să spun, îți dai seama. Eu care nu fac muzică, pot să spun că ești un om serios după faptul că mai pleci fără picioare la țambal, îl pui pe scaune, improvizezi cumva, muzică să fie. Să iasă treaba bine. Da, el în afară de țambal mai cântă și la vioară, și la acordeon, și la pian. Pian. Te descurci bine la orice eveniment. Da, acum treabați mai puțin, avem pe altcineva acolo. Unde anume? La contrabas, mă refer. În orchestră? Da, exact. Am înțeles. Tu ce zonă preferi, Cătălin? Muzicală? Muzicală. Sau... muzicală. Păi, sincer să fiu, din România îmi plac cam toate zonele, dar cel mai și cel mai mult îmi place muzica americană. Să înțelegem că tu cochetezi și cu jazzul? Da, jazz... depinde, muzica... muzica americană, în general. Cavul, tot internațional. Exact, internațional. Da, vom face o colaborare în curând, să înțeleg. Cum să nu? Cu mare plăcere. Venim la tine la studio? Oriunde, nu e problemă. Păi nu, trebuie să fructificăm cumva munca pe care ai depus-o acolo și... Da, într-adevăr, puțin știu eu, cânt foarte multe genuri muzicale la țambal. Toate că este un instrument de muzică populară, dar... Serios? Și... da, exact. Adică poți să faci și o trapanea la țambal? Da, și trapanea, da? Da, și muzică clasică și... Păi cred că o să vin și eu pe la studio să ascult, așa, să vedem ce se întâmplă. Cum să nu te aștept? Facem o piesă împreună. Și stau pe aici și mă uit așa, lung. Exact. Povestește-ne, Diana, despre micuțul vostru. Cum v-a schimbat viața? Ce se întâmplă în viața voastră pe plan profesional și pe plan personal de când a apărut
cum îl cheamă? David Andrei. Daviduț. David, da. De 3 ani suntem cei mai fericiți pentru că avem un sufletel la care ne gândim zi și noapte, clipă de clipă, și știi și tu că un copil te împlinește. Mai ales ca mamă simți altfel viața în primul rând, pentru că totul se învârte în jurul lui. Și din punct de vedere profesional pot spune că ne-a adus noroc, pentru că urmează două piese frumoase. Am făcut special pentru el, Fac tot ce-mi stă în putere, se numește piesa, pentru toți cei care au băieții și pentru băiețelul nostru. Am încercat să punem pe note muzicale și versuri ceea ce simțim pentru el. Și o să vedeți despre ce este vorba și ne împlinește, asta e. El mai vrea o surioară, dar mă mai gândesc. Din zona care îmi place mie, da. Ardeal. Să revenim la zone. Deci v-a împlinit și pe plan personal și pe plan profesional. Da. Micuțul. Este o bucurie. Și vine și fetița sau surioara? El vrea acum să vină. El, da, fiind micuțul aștept... sau papi? El tatăl. El papi. Tatăl, copilul lui. Da. Și l-am întrebat pe David, vrei mami o surioară? Nu. Și atunci am spus, mă mai gândesc. A, el nu vrea? Nu. Ok. Pot să spun. Ideea este în felul următor. Nici Raisa mea nu a vrut la început când o întrebam, nu, nu, nu. Și acum este, fetița mea are 13 ani. Mulți înainte. Și acum și-ar dori o surioară sau un frățior, dar este puțin târziu. Mai stăm puțin și dar după aceea. Dar nu spunem nu. Dacă o să se întâmple, cu siguranță o să ne facă și mai fericiți și mai împliniți. Ce să zic, lucrăm. Da, ideea este că dacă voi vă doriți, se întâmplă. Dacă nu, nu. Și dacă el își dorește... Sper să iasă tot băiat. Ca să poți să cânti o melodie de doi băieți. Da. Nu vrei de fată și băiat. Nu. Dragilor, cred că ne pregătim să ne mai cânte ceva Diana în momentele următoare. Încă două piese frumoase și îl invit pe colegul meu Andrei să dansăm, să rupem pantofii. Mare. Pantofii cui? Ai mei. Ai lui Rizescu, cred. Ce simt când îmi iau copii.
ciopot pe pământ avea.
care te lume. Când e greu să-mi citesc viața și amarul și dulceața, în viața am făcut de toate lume, draga mea, aș putea să scriu o carte lume. Când e greu să-mi citesc viața și amarul și dulceața. Foarte frumos, bravo, dragilor. Am început să învăț pași noi. Deci pasul dând trei pași. Nu? E într-o oră, patru ore. Bun. Acum... Auzi, eram pe șapte amândoi, stai liniștit. Nu-i nimic. Mă gândeam acum că unii muzicanți își pierd picioarele de la țambală, alții pierd vioara, iau arcușul. Am văzut la concertele mari că sunt soliști care își pierd vocea. O uită undeva. Așadar, rolul meu în seara aceasta... e să facem cumva să ne pierdem și noi vocea, mai ales dacă e moda asta peste tot cu iuțeala. Da. Am fost trimis aici să aduc iuțeală. Din păcate pentru mine... Domnul Chili o să te numesc. Chili Willy. Domnul Chili. Tip pinguinul ăla Chili Willy, mic, grăsuț, așa, bun. Nu. Nu? Așa. Care e problema e că va trebui ca eu să pun o întrebare după ce am luat niște sosiute, să vedem cum adică reușesc să mă exprim. Adică, pe principiu, dacă tu nu pățești nimic, dacă să vă încurajez. Da, okay. Vă încurajez eu. Și fiindcă sunteți soț-soție, m-am gândit la o altă chestie. Dacă răspunsul e greșit și soțul sau soția infirmă cele spuse, se va mai lua încă o lingură de iuțeală. Păi, dar tu crezi că noi o să fim sinceri? Depinde dacă avem dacă avem ciudă unul pe altul, știi, să mințim sau să nu-ți facem ție jocul și să nu infirmăm, na. Să nu faceți mie joc. Nu știu. Haideți să vedem. Mai bine, așadar, eu zic să ne întreb cu da sau nu, că e mai simplu. Poate mă încurc. Aleg un singur sos, da? Sos, da. Alege două mai mici. Două mai mici? Păi e cum? Așa. Păi spune-ne ce sos ai ca să ne alegem. Păi am unul de ardei și unul tot de ardei. Păi și atunci unde sunt opțiunile? Păi nu sunt. A, vrei să-ți alegi soiul de ardei. Păi nu, ai zis că mi-aleg și ai zis că unul de ardei și unul de ardei. Păi da, un ardei de un fel, un ardei de altfel. N-am văzut că am fost la dentist. N-ai încotro, păi da, ne asumim cu toții. Și așa, tu ești un adevărat gentleman, acum o lași pe ea înainte. Da, îi dăm și lui Cătălin, da? Eu nu mă bag. A, dar cum să nu vin, nu-mi coace. Eu țin un regim alimentar. Eu sunt părit vechi, stați așa că eu am aici... Întrebările. Da. Mi-a plecat... Mi-a plecat nevasta, iar nu-i nimic. Țin un regim alimentar foarte drastic. Drastic, da. Foarte gras. Noi plecăm cu ulcer de aici, nu e nicio problemă. Da, hai. E care cu cel dorare. Da, ne dați puteai să le dai bani, puteai să le dai altceva. Ce să le dau? Știți care e ideea? Bagnote. Țin-o dreaptă ca să nu... Păi nu, furăm startul, ce facem? Păi dar n-ai pus întrebarea. Stai un pic. Păi eu nu iau înainte. Păi, înainte va trebui luat? Să răspundem cu gura foc. Păi tu fii atent, eu, dacă tu mă întrebi ceva și eu am gura foc, eu nu mai știu să gândesc. Pe nici eu. De-aia mi-am notat. Mai bine făceam altceva. Vreau și eu. Vrei să răspunzi la întrebări sau? Nu, vreau să gust și eu. Păi ajută-mă. Păi nu te ajută. Puțin, da. Apasă. Intră, apasă. Hai, noroc. Noroc. Ce facem? Ce facem? Păi stai că nu m-am văzut când am luat-o, ia lăsă. Păi nu, trebuie să până să răspunzi. Regret că ai făcut ceva? Ce? Iei lingura și ne răspunzi. Dacă regret că am făcut ceva? Și ce? Iar tu, confirm sau infirm? Da, e bun. Nu regret, e bun, n-am făcut nimic. Nu așa sunt aici, așa a zis Costi. E așa? E bun. Zici că nu ustură deloc. Uite solidaritate. Nu ustură. Trecem la celălalt. Mamă. Păi stai mă, lui nu-i dai să-mi bea? Păi stai să-i vină timpul. Zici că e 50. 50 dinainte sau după? 50 de euro. Vă rog. 50 de euro. Băiatul de la orgă. Deci dacă nu ia Roberto, eu nu mai iau. Instrumentiștii au refuzat, că am încercat. Am uitat să vi-l prezentăm pe Roberto, doamnelor și domnilor. Este pianistul cel mai bun din județul Argeș. Îl aplaudăm. Da, Roberto este foarte talentat și ne bucurăm că l-am revăzut.
Acum nu va trebui să răspunzi monosilabic nu sau da. Stai mă că nu sunt eu, ce ai cu mine? Ba da, păi 5 cu 5. Aaa, păi și facem cu rândul că el până nu. Atunci uite, se strică în linguriță. A, da? Da. Fii atent. Am mergea cu niște cartofi prăjiți. Și cu puțină salată și niște brânză. Pregătește-te și el. Eu nu mai pot să... Auzi? Tu păi poți să iei la linguriță de astea până când... Nicăieri, prezentatorul nu... Mamă, la ce m-au supus oameni. Ai pariat vreodată și ce ai câștigat? Iei lingurița, îmi răspunzi apoi. Iar tu confirm sau infirm. Dacă infirm, îi mai pun o linguriță. Nu ține lingurița, mână, că nu am terminat întrebările. De microfonul, te rog frumos. Nu, iartă-mă. Ce să fac? Ai pariat vreodată și ce ai câștigat? Am pariat la pariu și am pierdut. Așa este? Da. Auzi, dar nu vrei să facem și altfel? Data viitoare să vii cu o sticlă de Jack. Putem să facem după emisiunea asta? Nu cred că eu nu mai... Eu... Nu mai? Eu mă retrag, îmi pare rău. Te retragi? Gata, deci ai capitulat. Acum vei rămâne doar să infirm sau să confirm ce... Fiindcă sunt în avans cu o lingură față de tine, acum doar te voi întreba. Ce ai făcut în trecut și nu ai mai repeta? E lingura și apoi răspunzi. Ce ai făcut în trecut și nu ai mai repeta? Orice în viața ta. Trebuie să existe o chestie. Ia și mai lua câine. Ia și tu. Nu ți-ai mai luat de ce? Hai, ia și tu. Că a murit. A, deci nu că a avut vreo... Da. Bun. Dă-mi și mie sosul, te rog. Vrei să schimbăm aroma? Nu. Mai avem 3 întrebări pentru tine. Rămânem tot pe ăsta? Da, pe ce? Ăla poate usură mai tare. Ce rămână, nu-i minciună. Pot să-mi pui și mie întrebări? Hai că eu rezist, stai liniștit. Nu mai dat ăsta. Dăm 50 de ce vreau să... Acum m-ai enervat și vreau să mănânci 5 de astea. A, da? Bine. Ce, mai am 2 în afară de asta. În afară de asta, da. Acum și eu mă simt ca Ana Lescu, știi, la măruță. Nu zici nimic, domnule? Chili. Ma. Dar nu e, mă, nu e, vă păcălește, n-are niciun gust. Nu. Care este cel mai stupid lucru pe care l-ai făcut pentru a atrage atenția cuiva? Ei și după aia răspunzi. Te gândești în timp ce... Am mâncat chili de-asta. Păi n-ai atras atenția, nu? Vorbim la... Ma. Ce, te doare? Da, da, asta a fost răspunsul? Da. Așa e? Da. Confirmi? Da. A, deci nu vrei să ia lingura? Nu. Să nu zic că nu? Una și gata. Mă, încă una? Și gata. Tu l-ai făcut lor capcană și ai picat în propria păi capcană. Păi nu, eu sunt solidar cu invitatul. Pentru că nicăieri nu vezi prezentatorul să fie solidar cu invitatul. Știi, îl vezi pe bietul invitat că să chinuie și stă prezentatorul. Așa plin de el. Da, e tos, nu este... e corect? Nu, no, păi. Toți pentru unul și toți pentru unul. Noi suntem ca în armată aici. Toți pentru unul, unul pentru toți. Stai, să fie lingurile. Da, e la fel. Am luat și eu. Așa faci cu toți. Dar mi-e-mi place. Păi stai că acum mai sunt 5 și cu tine. Nu știi ceva, ăsta e bun de răceală și îmi place. Mai rezist. Care este cel mai ciudat obicei al tău? Deja m-am imunizat la gustul ăsta. Cel mai ciudat obicei al meu este să mănânc iute. Mamă, că m-am pârlit acum cu proba asta, doamne, doamne. Bravo. Deci gata, încheiem proba, că nu mai murim aici. Păi se pare că tu... Nu, Andrei, se pare că tu ți-ai luat-o în seara asta. Se pare că da. N-am prevăzut lucrul ăsta. Dar Cătălin nu vrea și el? Nu vrei și tu? Nu. Eu cred că Roberto vrea, dar nu ne spune. Roberto va da. Nu poate. Hai că încerc eu cu el, iau eu pentru el. Dar cum să nu? Stai că vă aduc lingurițe noi. Uite aici, lingurițe noi. Am eu, asta e a mea. E așa. Microfonul, te rog. El luați de ăsta. Nici deloc. Nu, lasă-l. Tot pe asta? Hai, hai. A, acum pot să vă pun eu linguri. Și gust eu pentru tine. Ce anume? Ce e cu ea? Vă rog să-i dați și băiatului de la clape. Urmezi și tu, Robi. Da. Hai că am transpirat un pic. Hai puilu tata să vă văd eu acum. Hai că am transpirat un pic. Ție-ți că îmi place sosul ăsta, să înțeleg. Mie, da. Păi poți să-l iei acasă, dacă mai rămâne. Face rola, Lili.
Poftiți, domnule. Nu o să face rău caps aici în aia la rinichi. Pui tu întrebarea, da? Da. A, e o întrebare. Da, stai așa să desfacem aici catalogul. Cu carnețelul. Deci avem după cum urmează. Stați așa un pic. Ușor, ușor. Că nu mai ajungem la petrecere. Nu e nimic. Întrebare pentru amândoi. Eu? De ce să răspund eu? Păi oricum e lingura. Ați fost vreodată atrași de o persoană de același sex? Nu. Costinel, poate... Da, trebuie să aleg am cele mai tâmpite. Pentru noi întrebare. Pentru noi două era bună. N-ai avut microfon? Poate da, că am văzut că... Mai am obiceiuri, da, ce, de ce te recunosc, da. Hai la mai vrei o întrebare? Nu mai vreau eu prefer să tac, de-aia am redus numărul de întrebări. Colegul mai, ai stat tu și ai gândit-o așa și te-ai gândit tu ce să torci și ce să sucești și ai sucit-o asupra mea. Acum deși colegului nostru. Nu, e vorba de cauze medicale. Stai un pic, te rog frumos, opre. E vorba de cauze medicale, dacă a fost și... Da, stai mă, dacă ai fost la dentist, nu ți-a făcut anestezie, păi ce facem aici? S-a dus anestezia. S-a dus, da, gata, gata, am înțeles. Dacă nu vrea, nu vrea, asta e. A, puteam să refuzăm? Ia, ia, Cătălin și-a intrat. Păi soțul tău n-a refuzat? Acum nu a refuzat Cornel? 2-10. Acum să vedeți cum cântăm după chiliul ăsta. Whisky după. Da. E rău de ea, care cântă deci acum, dacă vreți să vă cânt eu ceva personal... Da, chiar aș vrea urmează, și am vrut să te rog. Urmează Diana și apoi tu. Am înțeles, nicio problemă. Păi da, e la ei. Păi da. Da? Când nu, da, da, da. Vă rog. Cum vreți. Deci acum trebuie să și dansăm pe căldura asta? Da. Trebuie să și dansăm pe căldura asta? Doar. Dansăm, Diana? Este mișcată sau? E dansată. Da, pentru toată lumea care ne urmărește și pentru Costinela și pentru întreaga echipă. Și să auzim și vioară. Și țambală. Pentru că este live 100%, se întâmplă și fenomene de la chili, nu de la altceva. Dar cu siguranță o să te viață, ce ar face orice om? Am făcut o casă și-am pus în pământ un pom. Pentru ce-am făcut, sufletul mi-a împăcat. N-am cerut mai mult decât Dumnezeu mi-a dat. Am făcut în viață ce ar face orice om? Am făcut o casă și-am pus în pământ un pom. Pentru ce-am făcut, sufletul mi-a împăcat. N-am cerut mai mult decât Dumnezeu mi-a dat. Ne-ar fi mâine tot să pierd, am o stea în care cred. Nu mă plâng de ce-am pierdut și eu iau de la început. Când ai sănătate și o fărâmă de noroc,
pe primul loc. Am știut în viață să bat fierul cât e cald și a mers în față. Nu se așteptau să cad. Sus a fost de la Chile. No, dacă acum vreau... trebuia să cânt și tu o melodie, să vezi cum e. Păi dacă mă înveți trei versuri și cum să cânt, eu cânt. N-am genă, n-am trac. După ora 4, da, chiar voiam să vă întreb lucrul ăsta. Am văzut că, în general, mari artiști, și mai ales în segmentul muzicii lăutăre sau populare, oferă și lecții. Voi aveți cursanți la vioară sau voce? Adică faceți și cursuri? Eu nu sunt un bun pedagog. Am înțeles. Nu am răbdarea necesară. Poate cu timpul o să o caut undeva. Dar el este un profesor bun. Răbdător. Nu are elevi, are prieteni, da. Are dreptate. Adică poți să te alături prietenii. Îl văd că e un om calm, presupun că e la fel de răbdător. E greu să iei un om și să-l formezi de la zero? E foarte greu. Faci în așa fel să atragi elevul respectiv. Orice profesor de orice materie trebuie să-și ajusteze cumva stilul de predare, da? Pentru că noi oamenii suntem diferiți. Unul, de exemplu, are memorie fotografică, unul memorie auditivă, da? Deci trebuie să-i predai fiecăruia pe înțelesul său. E exact. Firesc. Dar exact. Care, sau nu știu, când vezi roadele muncii tale, care e sentimentul ăla? Când vezi că l-ai luat pe unul de la zero, semi-afon, și după perioada X, el cântă bine. E un sentiment foarte plăcut. Bine, și eu vorbesc că sunt la început, dar da, e un sentiment plăcut, adică ceea ce faci tu, să arăți unui elev, unui copil de 7-8 ani și să vezi că într-o perioadă... A, deci cu alte cuvinte lucrezi cu copii. Păi, nu. Am înțeles. Da, nu există niciun adult care vine la 30 de ani și spune, dom'le, vreau să cânt, dar nu știu, nici să bat în... Mai sunt și de curând am aflat că cineva vroia să cânte la vioară și papi să fie profesorul, papi, pardon, scuze, Cornel, să fie suntem în cadrul oficial, da. Profesorul lui și omul și-a cumpărat și trei viori, dar el nu știe să cânte. Deci mai sunt și cazuri. Dar prinde, adică un om trecut da, de... Există o limită de vârstă, cel puțin pentru vioară. Vioara este considerată undeva cel mai greu instrument de studiat. Mai greu decât țambalul? Este regina. E regina instrumentelor. Da. Exact.
regina instrumentelor și este unul dintre cele mai dificile, adică este foarte greu. De asta trebuie luat, el poate spune mai bine, de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Deja... cu cât e mai mic... cursantul, cu atât exact. Rezultatele adică sunt mai bune. Prinde mai repede. Intră față, în reflex, da, presupun. Da, da. Da, vezi, dacă eu, nefiind muzician și neavând nici cea mai mică treabă, adică dacă îmi sună bine la ori, mă uit și văd că are patru corzi, da? Este adică instrument netemperat. Cel mai greu instrument și are doar patru corzi. Da. Este netemperat, fiecare notă trebuie să o faci și... Deci muzica are paradoxul ei. Am înțeles? Da? Netemperat. Of, Doamne, nu, mi-ai dat o idee, nu, o să, dacă vreodată... Colega, tu trebuie să știi lucrul ăsta. Dacă vreodată va trebui să mai vin în emisiunea asta, o să schimb jocul cu Beau pentru generalul Pif. Păi nu se mai poate așa ceva. Ar fi o idee bună cu ceva șaturi, alcool, ceva. Cu șaturi, altceva. Da, știi, ruleta rusească. Ruleta rusească, poate. Nu, nu știi Beau pentru generalul Pif? Nu. Deci să zici așa, Beau pentru generalul Pif. Ai luat șatul, Beau pentru generalul Pif, Pif. Până la 10 și de la 10 înapoi. Cine înțelegi? Poate? Deci, nu. Și plecăm de aici, papi, cădem scări. Și dacă eu zic, beau pentru papi, beau pentru papi, papi, beau pentru papi, papi, papi. Păi și cum ai zici papi, papi de 10 ori? Păi și pif, 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 păi cum zici? Da, pentru generalul, păi nu că spui pif, 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 după aia pif, 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 și tot așa, știi, deci până... Deci știi. N-am ajuns până la 10, la 8. Și după aia, nu mai știu, să rup filmul. Păi dacă am transpirat eu de la un sos, îți dai seama, de la generalul pif, e... Durere, da, poate ești obișnuit mai bine cu generalul Pif decât cu sosul. Nu, nu beau de felul meu, dar prefer să beau decât să mai... Nici eu n-am mâncat niciodată în viața mea chili. Sos de chili. Sos de chili. Deci, cu alte cuvinte, să-i infirmă răspunsul la întrebarea ta și te trebuie să mai ai o lingură, nu? Da, te-am păcălit. Păcat că nu merge retroactiv jucat. Da. Cătă, care este artistul tău preferat? Trebuie să folosim... Lil Wayne, că e american. Ceva american. Nu pot să-ți răspund la această întrebare, deoarece eu am mulți artiști preferați. Unul, doi, trei. Toți sunt, deodată ce-ți place... Artistul meu preferat sunt eu. Poftim, ce asculti în mașină? Bravo. Dimineața când te urci în mașină, ce asculti? Bravo, serios? Bravo. Gata. Este și talentat și modest. Are toate calitățile. Da. La voi care este? Artistul meu preferat este Cătălin Iancu, cu Țambalu. Devenim subiectivi deja, nu? Da, nu se interpretează. Nu, eu iubesc din tot sufletul meu pe Andra. Este artista mea de suflet, cu ea am crescut. Pot să spun că am simțit tot ce a simțit ea și tot succesul, pentru că de multe ori când era mică mă puneam în locul ei și cred că ești pe același sentiment ca mine. Da, eu îți dă seama cu ea aproape, adică am fost... Exact. Da, iar din muzica populară să știi că o prefer pe doamna Maria Ghinea, pentru că, în primul rând pentru melodiile pe care le are dânsa, pentru ceea ce transmite și pentru faptul că este un om minunat, pentru că dânsa m-a învățat să vorbesc cu toată lumea în mod egal, nu contează că e patron sau că e, nu știu, grădinar, sau toți suntem egali în fața lui Dumnezeu și trebuie să ne comportăm ca atare și să vorbim de la egal la egal. Și este de o modestie nemai văzută. Foarte frumos, dar și soțul că... meu, Cornel, este artistul meu preferat pentru că îmi cântă și gratis și de câte ori vreau. Ați aduce și banii acasă, nu? Da. Adică și cântat și cu banii luați. El e. Și apropo, ai și tu ceva de adăugat? Da. Că grădinarul e mai șmecher decât patronul, sau ce? Eu am, cum zicea și Cătălin, foarte mulți, cum e Inel de la Brăila, la Cernica, Sergiu Pablo, adică am mai mulți. Așa, Carmen Piculeață, sunt mai mulți. Am avut onoarea să-l cunosc personal și îl cunosc și îl salut, nu știu dacă se uită la noi, dar... Toată familia lor este o familie deosebită și sunt niște oameni minunați. Voi doi așa în casă cum sunteți? Cine gătește? Cine face curățenie? Eu gătesc, el face după aia după mine altă mâncare. Nu, eu gătesc, încerc să gătesc, că de curând
ne-am mutat singuri, adică doar noi doi și cu băiețelul nostru, de vreo 2 luni. Și eu experimentez tot felul de mâncăruri, unele mie, altele nu. Cea mai bună mâncare, poate să confirme și Cătălin, este carnea de porc la tavă. Dar ce cadouri de acasă nu ați primit? Că așa e, când te muți, toată lumea vine. Un portret foarte frumos din partea nașilor. Suntem noi trei și este un portret făcut în creion. Frumos. Da. Noi ne comportăm normal. După cum vezi, eu vorbesc cu Giuna. Cine duce gunoiul? Uneori el, uneori eu. Eu observ că ea face... Uneori el, uneori el. Asta... Nu, eu îl pregătesc și el îl duce. Da. Îl pregătește frumos și tu îl duci frumos. Cătălin, tu cine locuiești cine singur? Da, locuiesc singur. Locuiesc singur cu... Dar aproape de noi. Da, aproape, păi frații așa sunt. Noi suntem ca și frații. Eu mă duc până aia, ei vin până la mine, ne îmbătăm, ne distrăm, ne... Eu nu duc gunoiul că nu prea mănânc acasă, mănânc mai mult în oraș. Exact. Da, mă stau mai rar pe acasă, mai mult în oraș, cu munca, cu elevii, cu studioul. Apropo cu... de elevi, tu ai elevi? Da, am 6 elevi pe care îi instruiesc. Unul dintre ei este chiar acum alături de noi, Ștefănuț, care este un băiat deosebit și foarte talentat. Și ce pot să spun, mă mândresc cu toți. Toți elevii mei, pentru că sunt talentați și... Și Ștefănuț, ce învață? Țambal? Și la țambal și la vioară, îndrumat de tatăl meu. Dar mai mult, să fiu sincer, îi place la vioară. Place mai mult la vioară, am exact. Înțeles. Ce să spor? Dă înainte, că... Generația viitoare. Exact. Este foarte frumos că tu deja ești, ai o vârstă foarte fragedă, ești foarte tânăr și poți să predai instrumentul. Deja ai ajuns la o performanță foarte mare și noi toți suntem mândri de tine, să știi. Mulțumesc. Și eu sunt de mine. Ce mâncare ai tu ca și mâncare preferată? Ce îți place să mănânci? Așa, stai un pic. Da, exact, uite, a spus. Sau mai asta place. Întreb pentru fetele doritoare să devină soție. Soția lui. Ea gătește, cum să zic așa, gătește de multe ori chiar... Ce vrea Cătălin. Nu, asta gătește foarte bine, asta am vrut să încerc să spun, dar eu cu fratele meu și colegul meu, cu papi, cum spunem noi, noi mâncăm mereu șuncă cu brânză și cu ceapă. Asta, exact. Așa se mențin armoniile, nu? Exact. Armoniile. Șuncă, ceapă și... Adică tradițional. Nu, ne place mâncarea tradițională. Pentru cel instrumentele mai... cu corzi. Exact. Instrumentele tradiționale se mențin cu șuncă. Exact. Tradițional. Asta e și o recomandare pentru cei care vreți să încercați. Să... Eu totuși, asemenea privitorilor noștri, am curiozitatea să vedem ce a învățat elevul tău. Dacă se poate și dacă ești de acord cu lucrul ăsta, Ștefănuț, hai te rog frumos, vină un pic. Susținem și încurajăm oamenii care învață o meserie, care se perfecționează, din punctul meu de vedere. La ce mă altfel? Da, te rog. La ce vreți să-l vedeți, la vioară sau la ce crezi tu că e mai bine pregătit? Timp de 10 secunde, 15 secunde, să ne facem o idee, că presupun că sunt oameni curioși, să vadă ce a învățat. Vezi că l-a dat pe mute, cred, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu. Nu te chinui, așa un pic scurt, știi, să vedem, să ne facem și noi o idee cu toții. Ei, nu chiar 10 secunde. Eu sunt curios, presupun că tu ești mai mic de vârstă decât mine, nu știu ce vârstă ai tu. Eu? Cătălin, da. Ce? Nu știu, nu pricep la estimat. 21, mulți înainte. Deci dacă la 21 de ani... deja predă muzică, e mai mult decât... N-am cum să... Ia. A, și cu ocazia asta tocmai voiam să cer și un solo de... Hai să încurajăm omul.
felicit. Și am văzut un profesor mândru, un profesor mândru de elevul său. Vă felicit pe amândoi, ce să mai mulțumesc frumos. Chiar data viitoare o să facem așa. Chiar m-am convins. M-am convins de performanță, ce să mai. A, performanța se datorează și domnului Cătălin Iancu. Corect. Profesorului de vioară. Da, așa este. La vioară nu mă bag, eu sunt decât cu țambalul. Nu l-o prii, lasă-l așa, pornic. Vrei să scânt și eu. Da, da, acum da, da, da. Păi te ascultăm pe tine, l-ascultăm pe Cătălin. Nu, că ni-l dă din redacție, ni-l dă pe mut. Și acum eu cerusem încă de... Dinainte să înceapă emisiunea, am cerut un solo de țambal. E unul din instrumentele care mi-a place cel mai mult cum sună. Am ca preferință țambalul, apoi cobza. Sunt, da. Așa, și vreau să aud un solo pur de țambal. Ce nu mi-a fost dat niciodată să aud. Fii atent, ăsta așa e, separat. Separat, absolut separat, da. Cânta orice la țambal. A fost plăcerea mea să ascult. Nu știu dacă ai microfonul. Și urmează, ce urmează acum? Trei piese, am înțeles. Gata. Live, 100% live. Absolut totul e live aici.
Câtă energie! Deci cât de frumos! Spuse el, câtă energie și cu cât entuziasm! Nu, eram marcat într-un sens foarte... Ai avut un șoc. Da, nu mă așteptam să... I-am spus lui Cătălin, în ordinea preferințelor mele sunt țambalul și apoi copza. Dar n-am auzit țambal să sune în felul ăsta. Îți spun la modul cel mai serios și te aplaud. Bravo. Apropo, Cătălin, de la unde ai văzut tu instrumentul ăsta? De unde te-ai îndrăgostit de el? Păi, sincer să fiu, tot de la tatăl meu, într-un fel. Sincer să fiu, tot de la tatăl meu am văzut acest instrument. De ce? Mergeam cu el la repetiție, aveam 5 ani, la orchestra Doina Argeșului și am văzut că instrumentul ăsta era singurul instrument de acolo. Toți cântau la vioară, acordeon, clarinet, mă știu eu, saxofon, la țambal nu era decât o singură persoană, cum ar fi. Și eu am zis să mă apuc de instrumentul ăsta, fiindcă mi s-a părut că e pe care dispariți într-un fel. Și chiar așa este, din păcate. Chiar așa este, da. Salvați țambalele. Dar se pare că tu îl vei duce mai departe și deja având elevi? Doamne ajută! Prin intermediul lor... Merge și instrumentul mai departe. Exact. Și... La voi... Ce v-a determinat, nu știu, poate ați avut așa un click, ați văzut pe cineva sau cine v-a determinat să cântați? La tine am înțeles că asta vine din familie și așa ai fost educat în privința asta, dar la tine? Să știi că mie îmi plăcea să imit foarte mult și cred că dacă nu cântam, cu siguranță eram vreo actriță, nu știu, sau eram la teatru. Pentru că atunci când eram mică, țin minte că mă jucam ca și Andreea Marin. Eu prezentam, aveam și o mapă neagră, cum era atunci pe timpuri la Surprize, Surprize, și imitam tot ce făcea ea. Și așa am ajuns să imit și cântăreți. Eram fan Andrei, cred că știi și tu trupa Andrei. Da. Liberă la mare. Și tu știi? La 30 de ani, da, știu. Și le imitam pe ele. Ne poți imita ceva, o voce a cuiva acum? Liberă la mare, stau cu tine la soare, ne iubim pe nisipul fierbinte, nu mai sunt o fată cu minte. Super! Apropo de pasiunea ta pentru a imita, pentru teatru, ce alte pasiuni mai ai în afară de muzică? Îți place să mai faci sau ce mai faci în afară de muzică? Îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu David, să mă joc cu el, tot să joc teatru, că sunt ce vrei. Joc el. De rol. Da. Să ne plimbăm, ne place, să stăm împreună. Eu mă duc la pește. Mie îmi place să fie casa plină, cum zice papii. Să vină multă lume pe la noi, să ne distrăm, să cântăm, să... Poate așa îl inspirăm și pe David să-și aleagă aceeași meserie. Instrument. Pentru că atunci când vine Cătălin la noi, spune că el nu mai vrea să se tundă, vrea să aibă părul lung ca lui Cătălin. Băi, aici sus. Băi, este elevul meu, viitor. Da, și că altfel nu poate să cânte la țambal. Da, Cătălin a zis acum că băiețelul lor este elevul lui viitor. Viitor, mai are 2 ani. La 3 ani. Până la 5. Merge la pește. Da, nu știu, noi îl îndrumăm. Dacă dorește el, nu îl obligăm. Nici pe noi, la rândul nostru, nu cred că ne-a obligat nimeni. Ar trebui să simțim. Da. Și tu, Cornel, ce pasiune ai în afară de muzică? Pescuit. În afară de pasiunea ta cea mai mare pentru iubirea vieții tale, pentru ea și pentru muzică, ce alte pasiuni mai ai? În timpul liber mă duc la o partidă de pescuit. Te înțeleg. Cu știuca. Baftă cu știuca. La pește. Cu știuca. Baftă, mă relaxez. Asta îți place, deci, să faci. Deci pescuitul pe mine mă relaxează. Chiar mă relaxează. Și tu, Cătă? Da.
Deci tu doar asta faci. Doar asta fac. Mă mai uit la cât un serial, la cât o... muzicale acum pentru studio. Da, pe asta separat. După ce cântă. Deci eu în timpul liber cânt și mă uit la filme, atât. Deci ești un fel de corporatist al muzicii. Am înțeles, cum Andra e casnica industriei muzicale, tu ești corporatistul. Am înțeles, gata. Deci avem... Deci ne-am lămurit. Da, da. Aveți, nu știu, o melodie specială, o piesă care pe voi v-a făcut sau v-a inspirat să creați ceva în viața voastră? Mesajul piesei. Nu trece nimic prin cap. Nici o piesă. Sau aveți o piesă preferată din miile și din sutele pe care le cântați? Da, pot să spun melodia pe care am dansat Dansul Mirilor, la nunta noastră, Te vreau lângă mine, Marcel Pavel. Mi s-a părut genială și potrivită pentru noi, așa am simțit-o la momentul respectiv. Deci asta este piesa voastră de iubire, să zic. Da. Deschiderea, pentru imnul deschiderea familiei. Dansului. Imnul familiei, bine ai zis. Da, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și apreciem foarte mult efortul pe care l-ați făcut. A fost o seară extraordinar de frumoasă, cu români care petrec, cu români care cântă. Și îi mulțumim lui Cătălin, îți mulțumim Diana, îți mulțumim Cornel, îți mulțumim Robi, România petrece, Compact Play TV. O seară extraordinar de frumoasă în continuare, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și bem pentru generalul Pif. Bem data viitoare, joia viitoare, bem pentru generalul Pif, alături de Andrei. Și să nu uitați să vă abonați la canalul nostru, Compact Play TV, pentru toate emisiunile. Avem emisiuni extraordinar de frumoase, emisiuni de divertisment, emisiuni de muzică, emisiuni culturale și... Vă așteptăm să fiți alături de noi. Vă mulțumim frumos. Și cursuri de dans live. Așa cum ați putut vedea. Vă mulțumim și noi. Să știți că ne-am simțit extraordinar. Și suntem așa o mică familie. Am împărtășit cu voi experiențele noastre de viață și ne-am făcut o deosebită plăcere. Și vă mulțumim tuturor și toate cele bune. Sănătate multă. Mulțumim frumos. România petrece. Mulțumim. Continuați.